Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pe cuvioasă Părinte, pe cuvioasă Maică Stareță, maicilor, surorilor, fraților și surorilor de acasă. Am săvârșit în această seară denia zilei de joi mari, în care se face pomenire, având loc central, cinei cele de taină, cinei cele de pe urmă, care ne-a lăsat nouă liturghia pe care o săvârșim în fiecare zi în bisericile noastre. Și în centrul Evangheliei pe care am lecturat-o la slujba utreniei, era un cuvânt care ne emoționează și este dătător de tot. Zice Domnul Hristos către ucenicii pe care i-a trimis să rânduiască să mănânce Paștile, cu dor am dorit să mănânc acest Paști cu voi. Sentimentul acesta l-avem și noi, cei din biserică, gândindu-ne la dumneavoastră, cei de acasă. Cu dor așteptăm și noi să mâncăm Paștile împreună, să săvârșim liturghia împreună și să ne bucurăm din această taină mare pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, prin care El face prezent pe Însuși Fiul Său între noi, în așa fel încât să ne hrănim cu El, trup și sânge, și să primim viață noi. Pentru că așa ne-a spus Domnul, că cine mănâncă trupul Lui și bea sângele Lui, are viață. Cine nu face acest lucru, nu se bucură de acest privilegiu de a trăi de plin, de a avea viață din belșug. Și socotesc că sunt multe lucrurile pe care le-am putea evidenția pornind de la acest fragment evanghelic, însă eu o să mă opresc la trei idei care mi se par importante, punându-vă la suflet dumneavoastră, cei de acasă și maicilor care sunt în mănăstire, această părtășie, această meditație pe care ne-o pune la îndemână biserica astăzi. Și anume, mai înainte de orice, Domnul, prin pâinea care se frânge și prin vinul care se varsă, ne arată că sunt semne ale prezenței sale cu trup și sânge în ceea ce va urma mai târziu. Dar Sfânta Euharistie pe care o instituie atunci nu înseamnă altceva decât transpunerea în plan liturgic a ceea ce avea să se întâmple peste puțină vreme, și anume răstignirea sa. Pentru că trupul său a fost răstignit, a fost jertfit pe cruce, iar sângele său s-a vărsat. Iar cina aceasta specială și liturghia de mai târziu însemna posibilitatea de a fi părtași la această jertfă pe care Hristos a făcut-o pentru întreaga lume. Ce era această jertfă? Altceva decât dragostea care se frânge, pentru că noi știm că nu cuiele l-au ținut pe Hristos pe cruce, ci dragostea Lui a fost cea care l-a ținut pironit, îmbrățișând întreaga lume, pentru că noi știm acest lucru. Atunci când s-a urcat pe cruce, a îmbrățișat întreaga lume odată pentru totdeauna și a rămas în această stare pentru. Și atunci noi, la Sfânta Liturghie, pornind de la această cină ultimă, cină specială, nu facem altceva decât să fim părtași acestei jertfe a dragostei pe care Hristos a făcut-o atunci pentru noi. Orice masă este imagine a dragostei celui care o organizează. Însă când vine vorba de Sfânta Liturghie, este limpede că este imaginea a dragostei lui Hristos, care ne cheamă la acest ospăț. Și El ne zice ce fel de ospăț este. Este ospăț care anticipează ceea ce se va întâmpla în Împărăția Lui. Pentru că, așa ne spune El, că se duce să ne pregătească masă. În Evanghelia de astăzi, masa a auzit că vrea să ne pregătească. Iar această liturghie nu înseamnă altceva decât o anticipare parțial acestei mese pe care ne-o pregătește Hristos acolo. Dar vedeți că această masă a dragostei, și aici este a doua idee foarte importantă, se descoperă în mod diferit în funcție de
sinceritatea și inima celui care este invitat la masă. Pentru că aceeași masă dragostei pe unii încurajează înspre jertfă, înspre extinderea acestui mod de comportament în afară, dar pe alții îi împietrește și mai tare, sau chiar îi îndrăcește. Pentru că cel care știe să iubească, poate să participe la dragostea lui Dumnezeu și să simte dragostea lui Dumnezeu ca sursă de și mai multă dragoste, de chemare la și mai multă jertfă, la și mai multă slujire. Dar cel care nu poate să trăiască dragostea, resimte dragostea celuilalt care îi o oferă cu dărnicie, cu mărenimie, drept blestem. Și nu poate să se bucure de dragoste. La fel cum oamenii răi din această lume nu pot să se bucure de dragostea celor care doresc să le ofere. Și încă o dată zic, dragostea nu să fie sursă de bine spre ei, devine sursă de și mai mult rău, până la îndrăcire, așa cum se vede în cazul lui Iuda, și pe care l-am judecat în cântările noastre. Sau, haideți să zicem așa, l-am vădit în răutatea lui, în neascultarea lui, în această lipsă a dorinței lui cele bune de a participa împreună cu Domnul deplin la ospățul pe care el era pregătit. Și apoi al treilea lucru, iarăși foarte important. Sfânta Liturghie, de fapt, ne cheamă la un nou mod de viață. Pentru că ziceam, dacă Sfânta Liturghie înseamnă jertfă, înseamnă trup jertfit, înseamnă sânge vărsat, înseamnă că acest lucru ne duce la concluzia că cine dorește să participe la ospățul lui Hristos, la Sfânta Liturghie, nu poate alminte decât prin jertfă. Prin jertfa dragostei. Și El ne descrie cum se întâmplă această jertfă a dragostei. Mai întâi zice, eu am venit în lume nu ca să slujesc. Nu ca să fiu slujit, ci ca să slujesc. El a venit ca și slujitor desăvârșit. Și atunci ne devine nouă model în acest sens. Dar această slujire merge până într-atât încât El însuși se jertfește. Nimeni nu se poate bucura de liturghie decât dacă intră în acest duh al liturghiei pe care ne-l descoperă Domnul Hristos. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. De aceea, în aceste momente, Sfânta Liturghie și cina cea de taină pe care o prăznim în această seară ne descoperă acest mod de viață și poate devine și mai bine contextualizat ținând cont de vremurile pe care noi le trăim. Toți cei care slujesc, într-o formă sau alta, toți cei care se roagă pentru ceilalți, toți cei care vor binele în această țară și în lumea întreagă, intră în această atmosferă a jertfei lui Hristos, intră în atmosfera crucii și participă la taina care se săvârșește în joia mare. Și dacă acum nu ne putem cumileca cu trupul și sângele Domnului, asemeni ucenicilor în joia mare, ne cumilecăm cu Domnul Hristos prin această slujire, asemănându-ne cu El, asemănându-ne în dragostea pe care El a arătat-o față de întreaga lume. De aceea, cina cea de taină nu este altceva decât o comemorare, o pomenire și mai degrabă o actualizare a dragostei lui Hristos. Și noi toți cei care am participat și ne dorim să participăm cât de repede din nou împreună la această cină a Domnului, care este Sfânta Liturghie, să învățăm să iubim, să învățăm să trăim frumos unii cu ceilalți. Cred că vremurile acestea pe care le-a îngăduit Dumnezeu, le-a îngăduit mai ales pentru acest lucru. Ca să ne dăm seama de ceea ce este esențial și de ceea ce nu este necesar neapărat în această lume. Ceea ce este esențial în această lume este manifestarea dragostei. Domnul este Cel care ne iubește. Noi participăm la această dragoste a Lui și ne străduim să extindem, încă o dată zic, dragostea Lui față de întreaga lume. Pe El, Domnul dragostei care i-a îmbrățișat pe toți cei prezenți la masă, îl rugăm să vă îmbrățișeze și pe dumneavoastră, să vă binecuvinteze în casele dumneavoastră,
să vă întărească și să vă dea mângâierea de care aveți nevoie.